De la 1 martie 2020 se majorează tariful la apă și canalizare. Astfel, pentru serviciul de furnizare a apei potabile, prețul va crește de la 4,15 lei metru cub la 4,52 de lei metru cub, iar la serviciul de canalizare prețul crește de la 3,58 de lei metru cub la 3,90 de lei pe metru cub. Majorarea a fost aprobată în ședința ADIE cu Aqua din data de 31 ianuarie 2020. Avem acest tarif care este astăzi practicat de către Aqua. 4 lei și 11 bani câteva cu tot pentru apa potabilă și 3 lei și 75 de bani pentru canalizare și epurare, tot TVA. Cu mențiunea că la canalizare mai adăugăm un coeficient de 0,9 din cantitatea de apă și cantitatea facturată la canal este diminuată un pic. 90% din prețul apei, din prețul cantitatea. Luând în comparație cu alții, fiindcă am fost acuzați că e scumpă, că la Călăraș este apa foarte scumpă, vreau să vă spun că dacă vă uitați pe site-ul ANRSC-ului, care este autoritatea care ne avizează nouă tarifele din punct de vedere tehnic, corectitudinea acestora, o să vedeți acolo că sunt la zi date și la sfârșitul anului 2019 Ecoaqua era pe locul 32 din 45 de operatori. Adică nu avem totuși chiar cea mai scumpă apă. Ce? Și trebuie să țineți cont că suntem într-o zonă de câmpie, că totul trebuie pompat și apa potabilă și apa epurată trebuie pompată. Avem deja în Călăraș la ora asta 15 stații de pompare a apelor uzate. Mai mari sau mai mici, cu personal sau fără. Tariful pe care vi l-am prezentat un pic mai înainte este aprobat în 2017 și procedura de aprobare a tarifului se declanșează cu câteva luni bune înainte, adică undeva în sfârșitul anului 2016, cu datele anului sfârșitului de an 2016, se face această aprobare pe baza unui dosar foarte voluminos, pentru că oamenii ăia țin dosarul acolo și îl studiază foarte amănunțit și taie din el, din propunerile voastre, doar pe date istorice. Adică facturi, copii după facturi, tot ce înseamnă cheltuielile pe care le face Aqua, salarii, taxe, impozite și tot ce mai se... toate cheltuielile care mai se fac de către compania noastră.